Cei peste 600 de elevi ai Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca au participat, împreună cu dascării lor, la festivitatea de încheiere a anului școlar. Alături de părinți au fost prezenți și reprezentanții episcopiei și ai instituțiilor locale. Dăm slavă Bunului Dumnezeu că s-a încheiat și acest an școlar 2015-2016. Împreună cu profesorii și cei 642 de elevi ne-am bucurat pentru câteva clipe de roadele pe care le culegem, iată, după un an de efort depus de elevi și profesori deopotrivă. Să intră în vacanță și ne dorim ca elevii noștri să trăiască o vacanță, o vacanță activă în care să îmbine activitățile recreative cu cele de antrenare a minții și a sufletului. În urmă cu 3 ani de zile, în cadrul seminarului teologic, a luat ființă clasa gimnazială, prima clasă de a 5-a din cadrul seminarului teologic. Iată-ne astăzi, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, ne apropiem ca în anul școlar următor să pornim la drum cu prima clasă de a 8-a. Este multă investiție, este mult suflet și este multă bucurie. Toate acestea încununate spre binele și spre creșterea unor flori frumoase în grădina seminarului, adică elevilor noștri, a copiilor minunați care trec pragul școlii noastre. Elevii au fost premiați și felicitați pentru efortul depus pe parcursul anului școlar. În acest an am avut ocazia să dobândesc foarte multe cunoștințe la Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca. Am avut ocazia să particip la Olimpiada de Noul Testament, desfășurată la Mănăstirea Neamț. A fost o experiență foarte frumoasă pentru mine, din care am învățat foarte multe lucruri, mi-am făcut mulți prieteni. Vreau să-mi exprim încântarea și recunoștința înaintea Bunului Dumnezeu, pentru că am ajuns la un capăt de drum, la absolvirea a 4 ani de seminar teologic și iată că o mână de oameni de suflet s-au gândit să ne răsplătească eforturile depuse în acești 4 ani. În continuare, doresc să urmez cursurile Facultății de Teologie din Cluj-Napoca. Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca organizează cursuri pentru toate cele 3 cicluri de învățământ preuniversitar, primar, gimnazial și liceal. În anul 2016-2017, instituția de învățământ va funcționa cu un efectiv de 730 de elevi.